Bun găsit, prieteni! Astăzi vă vom face cunoștință cu o doamnă a etnografiei românești, o cercetătoare care a dorit să descopere universul satului românesc. Și credem că a reușit. Salut, bună! Bine ați venit! Vă rog să luați loc. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Ai grijă, totul se uită. Spunea tatăl dumneavoastră, preotul Ioan Paveliuc, atunci când v-a găsit în plină activitate la refacerea muzeului 1907 de la Flămânzi. Ceea ce ați făcut în timp a demonstrat că nu toate lucrurile se uită, ba chiar se țin minte. Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră aici, că m-ați primit în calitate de gazdă și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Iar referitor la ceea ce a spus Tatăl meu Dumnezeu să-L odihnească atunci, ai grijă totul să uite, totul trebuie privit cu ușoară moderație, pentru că dacă privim lucrurile cu multă obiectivitate, foarte multe lucruri se uită, din păcate. Că așa suntem noi oamenii, zic așa eu. Așa e firea omului. Așa este firea omului. Poate de aceea este de datoria noastră a tuturor, mă refer la toți, în general, să facem ceva ca să nu se uite chiar tot ceea ce am făcut într-o viață de om, considerând lucrul acesta ca o datorie de suflet, nu cu alt scop, ca să nu ne uite lumea, să fie ceva care ține și de domeniul mândriei. Nu, 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 nu. Avem datoria să facem ceva, să lăsăm ceva în urma noastră. E o datorie de conștiință, zic eu. Și în privința aceasta, poate m-am străduit pe cât posibil, ca om obișnuit, care nu face gaură în cer, să fac anumite lucruri, pentru că a fost vorba de o pasiune, în ceea ce privește profesia mea, pentru că a fost vorba poate și ceva ce am moștenit, dacă vreți, o tenacitate și prin educație, ideea de dacă ai început ceva, trebuie să finalizezi, să nu lași ceva așa, să te afli mereu la un început pe care niciodată nu-l mai termin. Și să construiești temeinic până la capăt. Până la capăt. Mama, Dumnezeu să ierte, îmi spunea așa și nu uite lucrul acesta, deși am ajuns la vârsta la care sunt. Ai grijă în viață să nu calci de două ori într-un loc. Și mai spunea mama, când vedea că niște lucrurile mai amestec eu așa ca și copil și apoi poate când am mai crescut ca adolescentă, draga mami, fii atentă din viață să nu faci ghiveci călugăresc. Ghiveciul călugăresc este foarte bun să-l mănânci la mănăstire,
Dar viața trebuie să fie bazată pe foarte multă claritate și nu pe un amestec, așa, un melanj care să, din care să nu mai rezulte nimic până la urmă. Mă gândeam la faptele pe care le-ați făcut. În primul rând, la transferul acesta profesional, ați absolvit Facultatea de Istorie și Filologie, ați predat chiar la școală 3 ani, dar ați ajuns unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați etnografi din România. Și acest lucru, transferul acesta, pregătirea pe care ați abortat-o și tenacitatea cu care ați dorit să fiți cea mai bună sau printre cei mai buni, înseamnă ceva. Da, sunteți amabil. Să știți că în tot ceea ce am făcut eu în viață, n-am dorit niciodată să fiu cea mai bună. Nu ăsta a fost scopul meu, pentru că nici nu știu dacă sunt printre cei mai buni sau asta rămâne să spună după ce trec ani să se confirme ceva sau... Nu asta a fost scopul meu. Scopul meu a fost ca măsura în care trebuie să-mi fac datoria, sună puțin ciudat când spui așa și oarecum demodat sau desuiet formula, să-mi o fac așa cum trebuie. Pentru că, iarăși repet, am considerat că este o datorie de conștiință și ține și de educația care am primit-o și pe care am amintit-o. Din familie vine aplecarea spre litere, spre istorie? Din familie vine, pentru că dacă mă întrebați așa, vreau să vă mărturisesc aici pentru toți cei care ne privesc la ora actuală, mărturisire de suflet. Îmi aduc aminte de la vârsta de 5 ani, mi-a rămas o singură amintire foarte pregnantă în memoria mea sufletească, să zic așa. Plecam din Basarabia, unde tatăl meu a fost preot, terminase studiile la Cernăuți și a fost numit preot în Basarabia, lângă Bălți, la Alexandreni. De fapt, eu sunt născut în Basarabia. Și când am plecat în refugiu și în jalea aceea și în graba de a pleca, pentru că veneau rușii, tatăl meu s-a oprit nu la gospodăria unde rămâneau agoniseala, nu era cine știe ce agoniseală, dar oricum era strădania lor, a tatălui meu, preot tânăr, ci s-a oprit în ușa care ducea la o cameră imensă în care erau puse cărți de jur împrejurul camerei, pe niște rafturi simple, dar foarte multe cărți. Aveați o bibliotecă serioasă. O bibliotecă serioasă, care, mă rog, a rămas acolo, din păcate. Și n-ați mai recuperat-o niciodată? Niciodată. Niciodată n-am mai recuperat-o, pentru că în fuga aceea și în goana de a trece prutul, pentru că toți preoții care au rămas acolo au avut un sfârșit care se cunoaște, ori deportați, ori executați pe loc, nu se gândea nimeni, și ar fi vrut tata săracul să-și ia cărțile. Au luat o brumă de lucruri și lucrurile acelea s-au pierdut și au trecut prutul cu mine și cu fratele meu ascunși sub scaunul unei mici trăsuri și atâta tot. Și a fost foarte bucuros că am ajuns pe pământ liniștit. Deci din familie, reiau, a fost această chemare către opțiunea profesională. Din familie, cred, a fost plăcerea de a citi, în primul rând. Sigur, și după aceea, în măsura în care am fost în stare, de a studia. Erați singurul copil? Mai aveați frați, surori? Nu, am fost 2 copii. Am avut un frate care, din păcate, s-a pierdut în urma unui accident la 27 de ani. A fost drama familiei noastre și am rămas singură după aceea. Poate de aceea și doriți să vă împliniți ca părinții să aibă o satisfacție, măcar din partea dumneavoastră, să poată să vadă speranța, da, lumina de la capătul tunelului. Așa este. Aveți dreptate și îmi puneți niște întrebări care merg direct la sufletul meu și al celor care ne ascultă și ne văd. Da. Iubesc foarte mult copiii, nu numai copiii,
Și de aceea am vrut să am și eu doi copii și am două fete minunate și am și trei nepoți. Doi flăcăi, cum le spun eu, și o nepoțică Ilinga, care are 3 ani. Este o bijuterie, ca orice copil la 3 ani și mai ales când vorbește bunica despre copilul respectiv. Sunt ultimele împliniri ale vieții dumneavoastră, așa cele este. Mai proaspete. Așa este. Celelalte au început cu mulți ani în urmă, atunci când ați terminat facultatea și ați ajuns din nou acasă la Corn, pentru că o afecțiune medicală făcea necesară prezența noastră în mediul familial. Da. Am ajuns la Corn. Deși inițial... Un sat din Botoșani. Un sat din Botoșani, la 20 de kilometri de Botoșani, unde tatăl meu a fost preot 40 de ani. Într-un fel, consider Cornica și satul meu natal. Acolo am început copilăria de la 6 ani și vă dați seama, de Corn îmi sunt legate toate amintirile cele mai frumoase legate de copilărie, se înțelege. Purtați costum popular? Aveați ie? Da, iată, deși... Bundiță? Bundiță nu am avut, dar am avut costum popular. Am avut costum popular pentru că mama mea, Dumnezeu să o odihnească, a păstrat de la bunicii mei, de la călugăreni botoșani, bunicii după mamă erau de la călugăreni botoșani și după tată de la dintr-un alt sat aproape de Călugăreni, de la Dorobanz. Și a păstrat un costum vechi în dorința de a-și aduce aminte de mama ei, de bunica mea, care mai purta încă costum național. Și când am crescut, eu mai mărișoară, spunea, ia îmbracă-te tu, să vezi tu ce bine stă cu costumul de la bunica ta. Pentru că, iată, voi la școală, îmi spunea mama, nu știu de ce, dar ar trebui parcă să, la dansurile voastre să aveți mai multă grijă, să aveți costume populare și poate chiar la serbări, dacă nu în fiecare duminică, la biserică. Erau anii 50. Erau anii 50, da, da, 50. Eram, mă rog, mică, eu am terminat în 60, am terminat facultatea. Când zic acum... Mai aveți acel costum cumva? Da, îl mai am. Îl mai am pentru că noi, generația asta, trecută de anează vorba românului, așa cum spunem noi etnografii, păstrăm niște lucruri legate de suflet, păstrăm cu sfințenie, iar eu mai am și, gândiți-vă că sunt muzeograf, o viață întreagă am păstrat lucruri vechi, spunem noi, lucruri interesante care au aparținut unor generații trecute și păstrez acel costum cu sfințenie și cu dragoste. Mi-aduce aminte de bunica, de mama, mi-aduce aminte de tot ce a fost altădată, minunat și frumos și curat. Acolo în satul Corn, pe malul Siretului, vă gândeați ce turnură va avea drumul dumneavoastră în viață? Ce direcție? Nu. Ce vă doreați de fapt? Erați profesoară în satul natal. Putea fi o atingere a unui țel al multor copii. Da, eram profesoară în satul natal. Stăteam acasă la părinții mei, care mă înconjurau cu o dragoste cu totul specială, ca orice părinte. Dar și de aceea, poate, atunci când... am luat în primire o clasă unde am fost dirigintă, cu niște copii minunați, niște copii care s-au realizat pe parcurs. Părinții mei m-au ajutat, mergeau și mă ajutau, mă rog, ca și clasa mea să fie cea mai frumoasă și curată. Era într-o curte veche boierească, o clădire modestă, totuși nu prea bine conservată, cu flori multe, mama era o iubitoare de flori, flori multe la geamuri și mă preocupam mult de copii, să învețe bine, să nu lipsească niciunul. Și așa se face că la o inspecție venită de la minister, mai ales că aveam de gând să fac și un muzeu acolo la școală, pusesem eu așa, făcusem un mic nucleu.
Aveați această obișnuință de a colecționa de atunci? Ca să vă spun, poate era în germen această... Era un început, trebuie să recunosc. Un început, nu știu cum să-l calific, dar era, îmi plăcea să văd că niște lucruri care se pierd, își găsesc într-un fel locul lor undeva. Și așa se face că atunci când a venit această echipă de la minister, o echipă, au intrat în clasa aceea și au spus, ce-i cu această clasă, că este deosebită, parcă. Și au spus, iată, este o dirigintă, etc., etc. Au vrut să cunoască diriginta, au mai văzut și începutul acela de muzeu și am fost întrebată direct. Eram foarte tânără pe vremea aceea, 23 de ani, cum se termina atunci liceul, în sfârșit și cu 10 clase și facultatea era cu 4 ani. Și zice, spune-mi, îți place, m-a întrebat domnul Pintilescu, Dumnezeu să-l odihnească, era secretar la cultură, la regiunea Suceava, de care aparținea raionul Botoșani, cum era pe vremea aceea. Îți place să lucrezi, te-ai gândit vreodată să lucrezi la un muzeu? Sigur, întrebarea m-a luat pe neașteptat și am spus, nu m-am gândit, dar aș vrea să fac un muzeu aici la școală și să lucrez în continuare la școală și la muzeu acesta înființat de mine. Și după 3 săptămâni am fost invitată la Inspectoratul de Învățământ al Regiunii Suceava și cu o mașină, un mare eveniment pe vremea aceea, Moscovici 408, m-au dus într-o plimbare la Câmpul Moldovenesc. O surpriză totală. Fără să știți nimic? Nimic. Fără nici cea mai mică aluzie? Nimic, nimic. Se distrau. Erau niște oameni minunați, oameni mai în vârstă și spuneau că mă duc într-o plimbare și spuneam mereu, nu pot să mă duc într-o plimbare. Eu am ore la corni. Lăsați că avem noi grijă. Totul este... Și am mers acolo la o clădire veche care avea o firmă, muzeul din câmpul, muzeul raional Câmpul Moldovenesc. S-a deschis ușa ca la un fel de sezam, deschide-te, a apărut un domn cu o înfățișare distins, așa, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Simeon Lăzăreanu, minunat om, mi-a fost ca un părinte, cu un braț de gladiole albe și mi-a zis, bine ați venit, doamna sau domnișoara, doamna directoare. M-am uitat în jur, eram singura persoană de sex feminin și n-am înțeles nimic. Până una alta, florile erau în brațe la mine, am fost invitată să intru. Însoțitorii dumneavoastră ce spuneau? Se distrau, vă dați seama. Era surprinsă. Mai mult decât surprinsă, rămăsesem fără replică și parcă îmi venea și să plâng. Credeam că este o farsă sau ceva și nu știam cum să reacționez. La vârsta aceea, vă dați seama. Și așa am ajuns în interiorul muzeului, minunații bucovineni, cu o masă mare, că le vine directoarea. Și după aceea, în 1967, cu concursul unor mari etnografi, Tancred Bănățeanu, directorul Muzeului de Artă Populară al RSR, cum era pe vremea aceea, și minunate specialiste de acolo, s-a redeschis muzeul în 1967, cu tematica cultura tradițională a lemnului, muzeu specializat, însemna mare lucru, s-a bucurat de un mare, mare succes. Deci, dumneavoastră ați pășit pragul muzeului din Câmpul Moldovenesc fără să știți mai nimic despre etnografie. Categoric, categoric. Cum ați ajuns, cum ați putut să conduceți un astfel de muzeu? Am ajuns, în primul rând, eu zic întotdeauna că Dumnezeu m-a ajutat. În tot ce am făcut, am privit așa cu încredere și cu mulțumire către Dumnezeu, pentru că mi-a călăuzit pașii și m-a ajutat când trebuia. Imediat am fost selecționată pentru niște ședințe ale filialei de etnografie a sectorului Academiei din Cluj, ca etnograf începător. Mergeam în fiecare lună, câte o săptămână. Erau cursuri. Era o practică specială. Mergeam la Cluj cu etnografi de valoare, Nicolae Dunăre, și veneau și din Ardeal și ceilalți, Cornel Irimie de la Sibiu, personalități marcante ale etnografiei noastre, personalități care au lăsat studii de specialitate în domeniul etnografiei, care sunt cunoscuți
și în țară și peste hotare și au rămas în bibliotecile noastre de valoare. Și acolo mergeam sub oblăduirea acestor mari etnografi, sociologul Anis Stahl, bătrânul, cum îi zicem noi, Paul Stahl, fiul sociologului Stahl, director al Institutului de Antropologie din Paris. Mă rog, am colaborat un timp, dar zicem bătrânul Stahl, tatăl lui Paul Stahl. Făceam întâi o pregătire teoretică. Plecam pe teren în Ardeal și cu seriozitatea ardelenilor făceam o cercetare. Ne întorceam în cadrul filialei cu mici notițe și prezentam un fel de rezumat al cercetării noastre. Să vadă oamenii, i-am trei selecționați din toată țara, să vadă oamenii ce am înțeles noi, tinerii, învățăcei, să zicem așa, din tot ceea ce am făcut acolo. Și un an de zile a însemnat o școală minunată. O școală minunată. Care, un an de muncă, de efort. De muncă, de asimilări. Efort, de asimilări. Și bineînțeles că ni se dădea și o bibliografie. Plecai după o săptămână de la Cluj, dar plecai cu o bibliografie care trebuia atunci când te întorci să știi ce să spui în fața unor minunați oameni de cultură, în adevăratul sens al cuvântului. Colectivul cum v-a primit, cum v-a asimilat? Colectivul a fost ceva dumnezeiesc, dar aș vrea să fac o mărturisire aici, mărturisire de credință. Trebuie să știți că același lucru trebuie să spun și despre colectivul de la Botoșani și același lucru trebuie să spun și despre colectivul de la Iași. Pentru că trebuie să știți că, în general, poate și tot Dumnezeu mi-a dat o posibilitate de a comunica cu oamenii în niște condiții firești, ca de la suflet la suflet. Lucrul acesta m-a ajutat în cercetare și lucrul acesta m-a ajutat în relațiile interumane, acolo unde am fost. De fapt, iată cum șansa, destinul, v-a dus poate pe drumul pe care trebuia să vă aducă. Aveți dreptate. Dumneavoastră faceți niște remarci foarte înțelepte și așa cum la locul lor, zic eu, și în același timp incitante. Da, am o recunoștință continuă față de, sigur, în primul rând de Dumnezeu, că am pornit pe drumul acesta al unei profesii care pentru mine a devenit o pasiune. Și din această pasiune mă hrănesc și acum la vârsta aceasta. Care aia v-ați dedicat aproape total. Trup și suflet. Fără asta nu se poate. Fără asta nu se poate. Fără o dedicare trup și suflet, fără a socoti vreodată oboseala, a pune în calcul. De fapt, asta nu mă caracterizează. Atunci când este vorba de o pasiune, când este vorba de dăruire, nu știu dacă mai contează oboseala, dacă mai contează că ai sau nu ai bani sau mijloace, nu știu, financiare, care poate unii și le doresc peste noapte, așa, să cadă ceva din cer. Asta nu mai contează. Și așa ați început cariera de etnograf ca director la Muzeul Lemnului, cum este cunoscut acest lăcaș de cultură, Muzeul Lemnului din Câmpul Lung Moldovenesc. Da. Dar n-a fost să fie o ședere prea lungă, pentru că se auzise de dumneavoastră și de isprăvile, despre reușitele pe care le aveați. Da, n-a fost. Și chiar acum când mă întrebați, parcă ușor inima mea tresaltă și dă un semnal un pic de durere, dacă vreți, să nu exagerăm. În cartea dumneavoastră O viață, spuneți acest lucru, că Bucovina a însemnat și înseamnă mult pentru sufletul dumneavoastră. Înseamnă pentru sufletul tuturor. Acea butadă, cine bea apă din Bucovina nu uită niciodată, este perfect adevărată. M-am despărțit de Bucovina pentru că au început telefoanele de la Botoșani, unde directorul muzeului de acolo ieșise la pensie, domnul Rață, și botoșenii ne spuneau, de ce botoșeneanca noastră, adică nu vine și la noi, uite, i-a făcut acolo nu știu ce muzeu și s-au interesat. Și, la Botoșani era un muzeu mixt, muzeul județean. Da, muzeul județean, tot muzeu mixt de artă plastică și de istorie. Și au început telefoanele, după aceea au început insistențele părinților la care s-a apelat, tot prin intermediul Inspectoratului de Cultură de la Botoșani,
Și tata a zis, dragul tatei, cum sunt părinții? Vino, vei fi mai aproape de noi, la 20 de kilometri depărtare de casă. O să ți se dea apartament imediat. Și chiar așa a fost. Mi s-a dat un apartament, cum zicem noi, în Ați cedat la rugămințile tatălui? Sau v-au înduplecat cei care vă propuneau o nouă postură? Nu se poate postură. Să nu fiu sinceră. Nu se poate, pentru că e păcat. Am cedat la rugămințile părinților, pentru că altfel renunțam la Bucovina într-un fel, pentru că mi-am continuat și după aceea cercetările și țin și acum legătura cu Bucovina, nu se poate uita. Dar insistențele părinților, am avut un cult pentru părinți și n-am rezistat și am venit la Botoșani ca directoare, mi s-a dat un apartament chiar în centrul orașului. Și toată lumea m-a întrebat, ai lăsat Bucovina, care îți spune pe tavă tot ce e mai valoros în materie de artă populară, de etnografie, unde ai muzeul tău de lemn, așa se zicea, ți-ai lăsat muzeul tău de lemn și vii la Botoșani unde nu este secție de etnografie. Și am venit la Botoșani și un an de zile, nu exagerez, am visat și brazi aproape în fiecare noapte, și am visat și muzeul meu de lemn și gândurile luau mereu către Bucovina. Ce însemna cercetarea? Pentru că suntem la trecerea de la muzeul lemnului la muzeul de la Botoșani. Deci devenise directoarea unui muzeu de istorie și arheologie și un muzeu de artă plastică cu oameni foarte bine pregătiți, cu colegi foarte bine pregătiți în specialitatea respectivă. Iar eu, etnograf, deja devenea o pasiune și... Și atunci ce am zis eu? În toate șantierele arheologice foarte valoroase se făceau în colaborare cu specialiști de înaltă clasă, domnul Dan Teodoru, domnul profesor Mircea Petrescu Dâmbovița, Dumnezeu să-l odihnească, Victor Spinei, academician actual, Victor Spinei și alți cercetători, Silvia Teodoru și alții. Dar eu am spus așa, unde dumnealor fac săpături arheologice și găsesc niște reminiscențe, niște resturi care dovedesc o trăire îndelungată, o existență îndelungată a poporului în acel loc. Eu, ca etnograf, dacă merg discret așa și fac cercetări, o să găsesc niște lucruri de valoare, pentru că sunt sate deja atestate documentar de multă vreme și așa am făcut. Când se făceau cercetările de la fundul hărții și când chiar profesorul Dâmbovița, la un moment dat, așa într-un moment mai relaxant, după o zi obositoare de săpat de către arheologi la cetățuia de la fundul hărții, mi-a zis așa, Duduie Mancela, poate ar trebui să dai un doctorat la mine, fusese profesor la facultate. Și atunci am mărturisit domnule profesor, parcă mi-a părut rău, dar am spus că mai curând să spun adevărul este bine. Domnule profesor, nu mă simt în stare să mă înscriu, vă mulțumesc, nu mă simt în stare să mă înscriu la un doctorat la dumneavoastră, nu mă simt pregătită, mai ales că eu totuși nu voi renunța la etnografie. Lucru care l-a nedumerit pentru că mă zbăteam grozav ca toți arheologii să aibă fonduri din abundență. Și așa era. Mergeau cercetările acestea și aveau niște rezultate minunate care s-au văzut în îmbogățirea Muzeului de Arheologie din Botoșani. Iar eu, în paralel, am găsit obiecte minunate, minunate și am dovedit după aceea, când mi-am dat doctoratul cu o teză care a însemnat monografie de artă populară a zonei botoșanilor, adică ținutul situat între Siret și Prut, am dovedit că acolo se poate vorbi de o zonă etnografică în adevăratul sens al cuvântului, în fața unei echipe, unei comisii de doctorat, compusă din prestigioși oameni de cultură. De fapt, acesta a fost gândul dumneavoastră, să demonstrați că există o zonă etnografică distinctă între Siret și Prut. Sigur. A fost poate crezul pe care vi l-ați împlinit. Da, a fost crezul pe care mi l-am împlinit și a fost datorie de suflet, pentru că ce se întâmplă? Până atunci,
Cercetările etnografilor mergeau așa, prindeau Suceava, când ajungeau pe la Botoșani așa, ezitau. Se zicea că este o zonă limitrofă, că acolo foarte multe seminții au venit în decursul timpului, că nu se mai păstrează în specific. Și am demonstrat că este o eroare. Peste tot omul nostru a gândit și a simțit frumosul într-un mod cu totul și cu totul special. În satele Bucovinei căutați unelte, echipamente casnice din lemn pentru a construi, pentru a constitui acest muzeu al lemnului. În zona Botoșaniului la fel, probabil. Dar v-ați apropiat și partea orală a folclorului. Ați întâlnit oameni interesanți, ați aflat lucruri pe care nu le știați, sigur că obiceiuri, da. Sigur tradiții. Că da. Am întâlnit oameni minunați. Să nu uităm că există o microzonă specială, Corn, Vorona, Tudora, unde se păstrează într-o formă nealterată, asta este mare lucru, obiceiurile de iarnă de o valoare inestimabilă, spun eu ca etnograf, de viață. Deci am avut și satisfacția aceasta când privința obiceiurilor de iarnă, în special, acolo am găsit o adevărată comoară. Dar nu numai în privința asta. Ziceați că la Câmpul Lung mergeam și colectam mai mult obiectele din lemn, este adevărat, pentru că se găseau din abundență, dar acolo luam și portul, care era minunat, și țesături și asta. Stăteați și la clăci, participați la... Nu mai spun, iarăși m-a ajutat. Întâlnirile acestea tradiționale ale satului românesc. Vă mulțumesc că iarăși m-a ajutat, sigur că da. Pentru că vreau să vă spun, și poate lucrul acesta se și cunoaște, ca să faci o cercetare în adevăratul sens al cuvântului, însemna altă dată și probabil și acum, în măsura în care se mai practică lucrul acesta, să stai uitat undeva, într-un sat pierdut între munți sau undeva mai izolat, câte o lună de zile. Așa am stat eu de multe ori și vă mai amintam sau m-am scris, mi se pare, prin cărțile mele, despre Moișeni, lângă Negrești, Oaș, unde am stat o lună de zile, că până la urmă oamenii aceia cu sufletul atât de frumos m-a adoptaseră într-un fel. Și când am plecat acolo, așa, era așa o jale de parcă, Doamne, iartă-mă, mă duceam undeva să nu mă mai întorc, știți? Într-un fel nu m-am mai întors prea repede pe acolo, dar oricum, era o despărțire vremelnică. Nu poți cunoaște sufletul omului din fuga mașinii, nu poți cunoaște nimic dacă te așezi grăbit pe o laiță sau la umbra unui pom sau pe prisca unei case și spui, bădiță, știi ce te rog? Spune repede, ma ta, că eu te înregistrez cu aparatul. E o nenorocire și cu aparatele astea moderne, pentru că omul se inhibă. Dar ați înregistrat? Mascat când am înregistrat. Ce ați înregistrat? Am înregistrat atunci când găseam un foarte bun povestitor. Am înregistrat din obiceiurile noastre unele lucruri care țin de repertoriu. Am înregistrat, dacă vreți, și niște descântece pe care bătrânele, dacă ar fi știut, că măcar le notez eu. Se mai păstrează în memoria dumneavoastră? Se păstrează în memoria mea sufletească, dar să nu vă mai imaginați că acum încep să vă mai spun mot a mot ce am înregistrat acolo. Cât de cât? Să încercăm. Cât de cât? Da, am înregistrat unele expresii, de pildă. Am înregistrat și faptul că fiecare descântec, dacă tot am terminat cu descântecul, începe, de ce și... marele nostru teolog Dumitru Stăniloae amintește undeva chiar despre credințele acestea populare și despre chiar despre descântecele noastre și le privește Dumitru Stăniloae cu îngăduință, pentru că iată, m-ați întrebat ce mi-amintesc, toate descântecele încep așa: Maica Domnului, Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă pe mine, Baba Catrina Margala, de așa, să-l vindec pe
era, să zic, Vasile, pe Gheorghiță, pe Ionică, de nu știu ce boală și spunea boala și mergea după aceea mai departe. Și termina, fiecare descântec se termina la fel, cu aceeași invocație către puterile cerești. De aici, îngăduința acestui mare teolog față de partea mistică și oarecum condamnată uneori categoric de către biserică. Ei, și sigur, și multe expresii care au rămas agățate în sufletul meu, legate chiar, așa cum vă spuneam mai înainte, când vreau să spun despre cineva că este mai în vârstă, nu spun, că sună parcă... Și să zic așa cum îmi zicea mie o bătrână din Ciumârna, de lângă, din lângă câmpul moldovenesc, ești mai trecută, ma ta, de anează, nu mie îmi zicea, se referea pe vremea ce eram, nu eram trecută, acum mi-ar zice categoric, dar atunci nu se punea problema, mai trecută de anează, asta înseamnă că ai de-a face cu un om matur, ca să nu-i zicem chiar bătrân. Erau și versuri care exprimau înțelepciunea poporului. Da, erau strigători, da, zicători. Mi-au rămas, sigur, legat. Eu am publicat o carte, Cultul Busuiocului la români, și fără să vreau, în cercetările mele, am găsit versuri care m-au mers la suflet. Busuioace, busuioace, răsărită-i, nu te-ai coace și sămânță n-ai mai face. Dar de ce să nu mă coc? Mă iau fetele la joc și băieții în pălărie, așa cum îmi place mie. Busuioace, busuioace, răsărită-i, nu te-ai coace și sămânță nu te-ai n-ai mai face, că din sămincioara ta s-a năstimit dragostea. Aici când era vorba de o dragoste nefericită în ultimă instanță, sau câte zicale din acestea pe care le cunoaștem cu toții, tot pe loc, pe loc, pe loc, se răsare busuioc, busuioc cu fetelor, dragostea nevestelor, sau, mă rog, dragostea din ce e făcută, că dacă tot vorbim de dragoste, vara din busuioc verde, iarna din brâu și din bete, toate au un tâlc al lor, pe care nu știu dacă mai avem timp sau e cazul să-l dezvoltăm aici. Sigur că sunt atâtea versuri care mi-au rămas, pe care le-am, că ar trebui poate mai mult să facem o emisiune ca să mă supuneți un examen și, deși n-am talent oratoricesc, v-aș spune multe lucruri și povestiri și niște lucruri care țin de înțelepciunea omului de rând. Îmi spunea un bătrân odată, stând la o lumina unei lămpi de 5 focuri, asta înseamnă un fel de opaiț. În ajun de Crăciun, era singur într-o casă, într-un sat de lângă Darabani. Și la el nu veneau nici colindătorii. Murise bătrâna, cine să le dea măcar un covrig sau un colăcel? Și îmi spunea, l-am întrebat, pe vatră ardea mocnit un foc. Și îmi spunea el de tradiție, vezi, mă, ta, focul ăsta arde aici. Știi, eu mai țin minte de la mama mea, de la bunica mea, baba mea, Dumnezeu să o ierte, spunea, măi, Gheorghe, trebuie să ținem focul aprins de amu din ajunul Crăciunului până la Sfântul Ion. Că știi tu că noaptea mai vin și cei plecați din casă și trebuie să găsească cald, și pe masă trebuie să găsească, și spunea bătrânul scuzându-se, nu prea am ceva pe masă. Îi trimisese preotul satului ceva, avea el tot ceva într-o străchinuță acolo, un colăcel de la părintele, și îmi spunea atât de frumos. Și mai l-am întrebat, nu mă despărțeam, pentru că în suflet mi-era foarte drag și îmi părea rău că este atât de singur într-o zi atât de minunată. Ce v-au învățat toate aceste întâlniri cu oameni simpli, dar atât de importanți de și de luminați? Știți ce m-au învățat? Și lucrul acesta n-am să-l uit niciodată. În viața mea am avut ocazia să ajung, poate nu datorită meritelor mele, poate tot datorită lui Dumnezeu și părinților mei, care m-au ajutat așa,
În cercuri cu oameni foarte instruiți, la congresele de specialitate, din țară, din străinătate, dar m-au învățat acești oameni, dintre care unii poate nici nu știau să se iscălească, să prețuiesc cinstea, să prețuiesc bunătatea, să prețuiesc curățenia sufletului și de fiecare dată, vă rog să mă credeți, fără exagerare, am simțit parcă nevoia să mă înclin în fața lor, în fața acelor oamenilor instruiți de care aminteam, am simțit adeseori nevoia să mă înclin în fața științei lor, în fața cunoștințelor multiple. Dar uneori, mărturisesc și asta, poate nu am avut motive să constat și restul. Poate a fost și un schimb în care dumneavoastră ați dăruit bucuria de a fi în preajma lor, generozitatea de a asculta, de a le împărtăși gândurile, pentru că cercetătorii, cei care mergeau pe teren, cum era și cazul dumneavoastră, aveau acest dar de a asculta, aveau această bucurie și plăcere de a asculta bucuriile, durerile, împlinirile. Am considerat întotdeauna că e o datorie de suflet, dacă vreți, și consider asta cu atât mai mult acum, chiar dacă nu fac cercetare etnografică. Când întâlnesc pe cineva, să-l privesc cu atenție. Și dacă îi văd ochii înnegurați, sau dacă îl văd mai tras la față, îmi dau seama că ceva acolo nu este în ordine. Și consider că este o datorie creștinească să-l privesc cu înțelegere umană, să încerc fără ostentație, dacă pot să-l ajut măcar cu un cuvânt bun. Lucrul acesta a fost, să zicem așa, obiceiul meu și lucrul ăsta am făcut o viață întreagă. Că dorim și noi, la rândul nostru, să fim văzuți, nu numai în momente fericite, ci și atunci când ochii noștri sunt înnegurați. La Botoșani ați început cu muzee mai mici. Am început Muzeul cu Iorga. Muzeul Iorga, unde am pus foarte mult suflet și mulțumesc lui Dumnezeu și pentru lucrul acesta, pentru că m-am apropiat de această imensă personalitate care ne uimește și va uimi nu numai pe români, ci o lume, aș zice, cei care se ocupă, mă rog. Apoi v-ați mutat la Liveni, la George Ionescu acasă. Da, la George Ionescu acasă am reorganizat muzeul de la Liveni, lucru minunat, cu care ocazia am aflat foarte multe lucruri și în legătură cu marele nostru compozitor. Aici trebuie să înșir toate calitățile acestui om de geniu care a fost George Ionescu, pentru că am conlucrat și colaborat chiar cu executorul testamentar a lui George Ionescu, domnul Drăghici, un om în vârstă, venerabil, de mare cultură, de la care am avut foarte multe lucruri de învățat, după cum la organizarea Casei Memoriale din Nicolae Iorga am colaborat cu un om de o mare cultură, apropiat și rudă prin alianță cu marele nostru istoric, profesorul Frasin Munteanu Râmnic, de la Vălinii de Munte. Spuneați de muzeul de la Flămânzi. Acolo am înființat muzeul, nu l-am reorganizat. Am înființat, am luat conacul de unde a izbucnit răscoala, chiar l-am rezidit într-un fel, pentru că era aproape dărâmat. Dar spuneam, pariul dumneavoastră a fost muzeul etnografic de la Botoșani. Așa. Mulțumesc, iarăși mă ajutați. Da, acolo am făcut o colecție de etnografie. Am militat ca să intrăm într-o casă care a aparținut străbunicului lui Nicolae Iorga, dar între timp trebuie să facem această precizare. Muzeul propriu-zis a fost organizat în final cu colecția strânsă de mine de către urmașii mei, Seleana Băltuță, pe care am recomandat-o din toată inima și s-a dovedit un om minunat și pasionat, care a îmbogățit colecția lăsată de mine și care a înființat acest muzeu într-o clădire adecvată.
Au fost câteva succese care v-au recomandat și a fost și o dorință de a veni la Iași, acolo unde v-ați început studiul, de fapt. Da, au fost toate, așa cum le prezentați, se aveți dreptate. Știți ce se întâmplă? Întotdeauna se pune problema să extinzi area cercetărilor. Ziceam așa, că mi-am făcut datoria față de zona Botoșanilor într-un fel, am lăsat 4 cărți scrise despre zona etnografică Botoșani, am fixat această zonă etnografică în conștiința etnografilor, a oamenilor de specialitate, ca fiind o zonă etnografică distinctă pe harta etnografică a țării. Și atunci am spus că aș vrea să-mi extind cercetarea în restul Moldovei. Și Dumnezeu de data aceasta m-a ajutat. Așa am ajuns la Iași. Am găsit extraordinar, în primul rând, o zestre a muzeului etnografic, adusă cu foarte multă strădanie de colegii mei etnografi. Amintesc pe Emilia Pavel, etnograf de valoare, pe Victoria Semendeev, Dumnezeu să o ierte, pe Petrică Cazacu, pe Gheorghe Bodo și așa mai departe. Deci, zestrea aceasta minunată, pe care, sigur, aveam posibilitatea să o cercetez, fiind acolo, deja, în colectiv, și pe urmă, mi-am extins cercetările în toată Moldova și nu numai în toată Moldova, că oricum cercetări am făcut în toată țara. Dar mi-am zis atunci când am venit că e păcat ca Muzeul Etnografic din Iași să nu aibă un sector cu obiceiurile de iarnă din Moldova atât de bine păstrate peste timp și atât de interesante. Și așa se face că în 90 am deschis în premieră sectorul cu obiceiurile tradiționale de iarnă din Moldova și apoi, tot așa se face, că am zis așa, avem interiorul de straja, interiorul de casă țărânească din zonă muntoasă, premontană și așa mai departe. De ce să nu facem și un interior din zona Iași? Și m-am oprit la Popești, Comuna Popești, studiată și de alții etnografi, în special de etnografa noastră de valoare, de necontestat, de Emilia Pavel. Și am făcut interiorul de Iași. Deci venea vizitatorul, vedea specificul zonei straja, așa, și făcea comparație. Dacă îmi permite și mai e timp, aș vrea să spun că acest interior de Iași a fost realizat fără să coste palatul niciun bănuț, că nu prea erau bani nici atunci, cu concursul unor oameni de suflet minunați către care trimit un gând de recunoștință. Amintesc un nume, inginerul Constantin Munteanu de la fabrica de mobilă, care a venit, inginer fiind, dar vibra când era vorba de probleme legate de cultură și am construit casa și după aceea tot ce s-a pus problema de amenajare. Ați avut o plăcere de a călători în general? Ați și reprezentat arta populară românească, etnografia românească la diverse manifestări internaționale. Cum ați fost primită? Cum a fost primită România, tradiția românească? Eu am spus de mai multe ori la diverse întâlniri. Dacă se pune problema să prezentăm noi ca români ceva care să impresioneze cu adevărat și să convingă de valoarea poporului nostru, este arta noastră tradițională, civilizația noastră tradițională. Eu am, în 81, am prezentat câteva comunicări la Universitatea Washington, Seattle, de pe țărmul Oceanului Pacific, civilizația tradițională românească. Nu pot să vă spun ce ecou aveau în sufletul studenților de acolo, nu numai americani, ci din mai multe părți ale pământului. Iar tot în Seattle am organizat o expoziție de artă populară tradițională prezentând americanilor peste 42 de tipuri de costum. Au cerut americanii ca la muzeul respectiv să se prelungească orele de deschidere, lucru mai rar întâlnit. Erau impresionați de arta noastră, de valoarea
exponatelor noastre, pentru că spun de fiecare dată și o spun și cu această ocazie, valoarea, cuvântul acesta merge la sufletul oricui, nu cere să ai pregătire de etnograf sau de istoric de artă, vine și o intuiești fără pregătire. Valoarea se recomandă de la sine. Valoarea ți intră în suflet și valoarea face ca să nu uiți. Așa se întâmplă cu tot ceea ce ne reprezintă pe noi din punct de vedere al artei noastre populare tradiționale, al civilizației noastre tradiționale. Și apoi și în celelalte țări și pe unde am fost, în Mexic, în Anglia, în Turcia, și în Turcia, și în Portugalia. Acasă la dumneavoastră se regăsește ceva din acest zbucium pentru a contura colecții și colecții? Da, chiar vă invit odată acasă la mine, dacă mi-ar face și m-aș simți onorată, să poposiți împreună cu colegii din studio, care au mai fost unii dintre ei la mine pe acasă. Am o zestre, dar știți ce se întâmplă? Am numai, să zic așa, chintesență. Pentru că dacă s-ar fi pus problema numai să primesc donațiile care mi se făceau, mai făceam și eu un muzeu etnografic până la ora asta. Am o colecție valoroasă de textile, de obiecte prelucrate artistic, din lemn vorbesc, obiecte de ceramică, obiecte de port, o colecție pe care o voi dona împreună cu biblioteca mea, în jur de vreo 8.000-10.000 de volume, cărțile fiind sufletul meu. Le-ați vorbit fetelor dumneavoastră, le-ați povestit, le-am povestit despre toate aceste obiecte? Da. Nepoților? Am două fete, Diana și Paula, de care, ca orice mamă, sunt mândră, deosebit de sensibile, foarte receptive la frumos și chiar talentate, îi spuneam Dianei chiar prin telefon zilele trecute, au îmbrăcat altă carieră. Sunt economiste, dar acolo unde lucrează sunt apreciate și dacă au vrut să se ducă, le-am lăsat. Dar când erau copii, mici, făceam, erau mici sau nepoților, le-ați cântat cântece de leagă, le-ați descântat? Eu nu am voce, dar le-am povestit. Le-am povestit din ceea ce îmi spuneau mie bătrâni altădată. Și stăteau și ascultau, parcă le văd acum. Erau extrem de drăguțe, că mă opream din când în când și le priveam ca niște mici, maimuțele, așa, numai ochi și urechi și tot se distrau pentru că le amuzau ce spuneau. Intuiau ei ceva mai special și tot întrebau, dar de ce spus așa? Dar de ce? Adică ce înseamnă asta? Că erau și unele expresii pe care nu le percepeau ele exact. Și acum mă mai întreabă și se distrează, nu cu răutate, dar când povestesc eu în casele bătrânești cum se dădea pe jos cu luci și după aceea cu o murulială, cum zic eu, din balegă de oaie, ei lasă mama, adică asta era ceara cu care dădeai parchetul, știi, și lustruiai. Se distrează. Ca de obicei, invitatul are ultimul cuvânt. Cum ați vrea să încheiem dialogul nostru? Un mic final de la o colindă veche la care țineu foarte mult și care este valabilă în tot cursul anului. Pentru toată lumea să spună lucrul ăsta, Domnul să vă dea de toate bucurie, sănătate, pace în casă și în țară și niciun dușman pe afară.